Mă bucur să întâlnesc aici atâți oameni pasionați de golf, un sport care nu este deloc exclusivist și care oferă un foarte bun prilej de a petrece mai mult timp în natură, de a face mișcare, mai ales în acest context pandemic care face dificilă practicarea multor sporturi. Golful se poate practica la orice vârstă, și încurajez pe cât mai mult să descopere acest frumos sport care oferă multe satisfacții. Autism, aroganță, ruptură de realitate, greu de spus, cert e că președintele României a fost imediat taxat de mai toată lumea, pe românește Caterinca, se cheamă, uite, Caterinca face și ambasada Suediei, care a pus pe Facebook treaba asta, filmulețul ăsta de-l vedeți dumneavoastră acum, doar dacă faci și jogging, se intitulează filmulețul cu măgarul care îl aleargă pe cel cu crosa de golf, dar vă mai dau niște exemple de personalități publice care îl îndrăgeau pe președintele Iohannis. Oana Gheorghiu, de la Dăruiește Viața, cofondatoarea acestui proiect, zice: gata, mă apuc de golf, urmăriți-mă cu atenție și cu îngrijorare, că nu se știe unde dau mingile. Pagina de glume, Ana are meme, a ilustrat legătura între situația gravă din România și declarația lui Iohannis, care pare ruptă de realitate, și până și corporatiștii, altădată mari susținători ai politicii președintelui, n-au ratat ocazia să-l ironizeze. O companie de recrutare, nu-i dau numele: voi de unde vă cumpărați crosele de golf? Avem nevoie de ceva care să ne încapă pe iaht, zic corporatiștii. Și tot așa, avem reacții și de la domnul Orban, înainte de congres. Monica Tatoiu, Cornelia Lalu, Adrian Căciu, partea a doua a emisiunii. Eu mi-am permis, dar după aia relas pe doamne, mi-am permis și eu glumă. Fără golf, viața e pustiu, Nea Bacchus 2021, reloaded, adică... Știți ce mă deranjează pe mine? Că, bun, am înțeles, schiază, joacă tenis... A, vreți să-l vedem? În toate sporturile astea, ciclism, care nu se ieftine. Golful este the last frontier. Deci golful este nasul pe sus. Luați-ne ușor. Da, explicați, da, un pic. Explicați. Ați jucat golf în România ca președintele sau în America? Tot ca președintele care a ajuns în America. Am jucat la cele șase găuri de la Clubul Diplomat. Așa. Cât costă, doamnă, să te îmbraci în golf? Deci, în costum de golf. Ca să-ți iei un set de 10 ieșiri pe teren, nu știu, cred că m-a costat vreo 3.000 de lei. Și ca să ajungi să fii membru al clubului diplomatic la golf... Te pune Trump ambasador, nu România. Te pune pe liste, nu știu ce. Într-adevăr, este ca și când ți-ai plăti intrarea la masa lui Trump de... Deci trebuie să cotizezi să fii membru la... Da, dar nu te primește, trebuie recomandări, zici că te duci... Și domnul Iohannis, nu o fi domnul Căciu, la domnul Tomiță ăsta cu fabrica de pui, unde a mers să facă reclamă la terenul de golf, sâmbătă, unde o cotiza? Ca membru al clubului? A cotizat domnul Tomiță la... Domnul Iohannis nu prea cotizează deocamdată, o să cotizeze după ce nu va mai fi președinte. Aici în imagini ciclistul Iohannis, magistral filmat de echipa de comunicare video de la Cotroceni. Ia uita, zici că e film de Hollywood. El trăiește în România normală, dar România normală a domniei sale. Total ruptă de România reală.
asta este realitatea, toată lumea poate să o vadă, de aia se fac și glume pe seama dânsului, inclusiv când iese cu bicicleta. Bicicleta care nu e ieftină, e vreo 3.000 de euro. Acum, iertați-mă, dar ce-ați vrea, președintele, să aibă bicicletă ieftină? Au vorba aia, oameni fără impozit plătit la stat, doamna, biciclete scumpe. V-am mai spus, aș fi vrut ca președintele să nu stea cu fundul 100 de scaune în loja centrală. Știi cât costă o pereche de schiuri? Păi același lucru, e tot din filmul ăla. Cât costă o pereche de schiuri bune? 1.500 de euro. Din păcate, chiar în această imagine, după cum vedeți, dânsul nu respectă regulile pentru bicicliști. Într-adevăr, poartă cască, dar nu are cotiere și genunchiere. Da. Din, dacă se era polițist la rutieră, îi dădeam amendă. Și din aceea banderolă plus, de vizibilitate. Exact. Deci ar fi trebuit să ia amendă. Deci, vedeți, sunt multe lucruri la care, uite, autoritățile noastre nu-și fac treaba. Când dar știți că sfidarea, doamnele, nu a mers prea departe, că nu există nicio frame de imagine cu domnul Iohannis la Tomiță ăsta, la Alba, jucând golf, dând cu crosa. Nu știu dacă el știe să joace. Eu nu am informații. O filmare așa cu o crosă în mână, poate să-i facă orice. Recomand românilor, în loc de cules de cartofi, să apuce de golf. Există, dar trebuie să le căutați. Cred că sunt de anul trecut sau acum 2 ani, când a fost tot la... Le-au șters, domnule. Am căutat înainte de emisie, credeți-mă. Atunci era într-adevăr cu... Era și îmbrăcat, ca Tiger Woods și chestiuni de genul ăsta. Știți cum e? Ne pune să comentăm. Comentăm de dragul dumneavoastră. Dar nu să comentăm, noi nu comentăm aici. Din punctul meu de vedere, ca cetățean, nici nu trebuie băgat în seamă. Este o dezamăgire pentru această țară. Asta este punctul meu de vedere. Nu, no, dar pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Suntem obligați să ne uităm că e președintele României și semnează niște decrete. Eu... Atât și nimic mai mult. Domnul Căciu, nu comentați de dragul meu. Cum să nu? A făcut o grămadă de rele. Comentați de dragul președinte de țară, iubit și ales și votat de oameni. A fost votat de oameni pentru că și-a făcut în așa fel votul să fie votat de oameni. Când va veni timpul, poate lumea trebuie să știe cum a ajuns dânsul să ajungă în turul 2, de ce l-a băgat pe Barna la declarații la DNA și de ce și-a ales o contracandidată pe doamna Dăncilă. De ce nu alt om din țara asta n-a fost contracandidatul dânsului? Și nu uitați un lucru, domnul Iohannis a luat doar 37% în turul 2. Dar domnul Iohannis e bine cu toată lumea. N-a luat 66%. Dar de ce nu a făcut domnul Ciolacu? De ce nu ne-a promis domnul Ciolacu pe altcineva? Doamna Tatăiu, președintele e bine cu toată lumea, mai ales cu serviciile, ne-a spus domnul Dragnea aseară. Toți președinții sunt bine. Dragnea... Domnul Băsescu s-a supărat, altfel îl suspendau. Cam de-aia a fost scos din scenă, că era singurul care putea să-l facă din primul tur pe... Vreți, doamna Lalu, eu încă mă uit. Cum se zice în gura președintelui PNL Ludovic Orban, cel puțin până duminică, până sâmbătă la congres, e singurul care și-a permis să aibă o reacție la treaba asta cu golful. Pentru că s-a săturat. Hai să-l vedem. Nu joc golf. Chiar să faci promovare la golf în situația actuală mi s-a părut total deplasat. Din cunoștințele noastre, credeți că golful e un sport accesibil, așa cum s-a lansat în spațiu public? Toată lumea a demonstrat contrariu. Accesibil celor care au un anumit nivel de venit, care este un venit peste medie, și celor care au timpul necesar pentru a putea să practice golf. Și nu doar bicicleta sau schiurile, papionul. Papionul cu care s-a dat de ziua Marinei, cu domnul Câțu, braț la braț. Vă dau un exemplu de lipsă de patriotism economic. Să vină stiliștii și să ne spună ce e îmbrăcat. Dacă un singur element de îmbrăcăminte de pe domnia sa este românesc, și-o spălării. Eu vă garantez că de la Cătălin Botezatu sau de unde? Eu vă garantez că tot ce e acolo... Că face anumite lucruri Botezatu, da? Adică nu l-echipează. Avem complet o fabrică excepțională, sau aveam, pe la Odorheiu Secuiesc, de pantalon perfect. Perfectă era. Secuiana se numește. Secuiana, vezi? Nu-i facem reclamă, dar este într-adevăr. Nu știu, dar mai există? Bănuiesc că da, că și mai are magazin. Și niște ciorat cu 5 lei bucata din bumbac pe acolo până Alba, nu zic unde, la Sibiu. La Sebeș. Eu fabrică la Sibiu. Da, nu cred că poartă cu 5 lei bucata de bumbac, da, 100% românesc. Nu știu dacă fabrica de la Sebeș mai există, că importul de bumbac... Uite, gata, am prins o fotografie la golf. Acesta e proprietarul resortului de golf sau? Nu. Asta nu putem să precizăm, doamna Lalu. Că nu știu insistați. Cine este. Ne interesează președintele, care nu pare echipat. Da, bă. Doamna Tatoi, putea să fie mai elegant. Am văzut și eu în filme ale americane cum joacă artiștii golf. Bluza nu e de golf, asta, bă. Și pantalonii ce-s de golf. Da, așa arată un teren de golf, că e cam uscat golful ăsta la noi. Da, e cam prăpădit, da. Iarba asta e cam uscată la Alba. Noi la filme am văzut cu... Tiger Woods.
Probabil că era la începutul mandatului și nu... Atâta s-a putut. Au verzit și iarba, nu? Sau nu era președinte atunci atâta... când s-a făcut poza? Da, era cam tână și nu era alb la păr. Ce? Atâta s-a putut, că noi suntem totuși neam de România. Noi și când facem lucruri, vrem să părem snopi, le facem prost și arătăm ca țăranii. Mă scuzați că zic așa. Se vede foarte clar. Se poate compara cu terenurile de golf din Bulgaria. Să vedeți terenuri de golf cum se fac. Da? Pentru că nu există, chiar dacă iar sursa, mai să mai scurt, fotografiei la gaură Golf, și partea altă e tot să scurt. Club. Da, am văzut și la Braza există un resort din ăsta de golf cu, într-adevăr, un gazon periuță, frumos, făcut. Da, domnul dar președinte, merge acolo mult. Unde trebuie să promoveze. Bine că nu merge oriunde. Ne-a explicat domnul Căciu. Vreau să spuneți, costă foarte mult. Bine că nu face călărie. Că aveam vorba aceea, un cal costă cât o casă, cai de valoare. Și să-l întreții costă la fel de mult. Exact. Am făcut și călărie. Și bine, că, și bine că nu ne recomanda călăria să facem noi cetățenii obișnuiți. Ne călărește el suficient. Simbolic, nu? Metafor. Da, ne călărește, da. Și metafore. Să, dacă te porți ca un cal de povară, să nu te miri că ești călărit. Domnul Cățu? Vreți să mai știți ce a făcut în weekend, domnul președinte? Am văzut că la golf. A, a fost la Vama Veche. Am văzut el că la... cu intelectualul, ministrul economiei familiei. Cine este? Domnul Vrceanu. A, cu prietenii, adică a fost ministrul asta. Ministrul economiei familiei Vrceanu. Știți că eu mai am și etapele sau fazele mele că mai fac și glume. Și domnul Cățu și-a pus o poză pe Instagram, dacă nu mă înșel, undeva a titrat expirat. Și am spus expirat la expirat trage. De la clubul, nu? Da, da. Da, da, expirat, expirat la expirat fost... trage, în sensul ăsta. De-aia s-a zis, da, expirat, nu s-a dus și el la altă... și telespectatorii că vorbim de ei, pentru că cel puțin săptămâna asta sunt protagoniștii. În lumina congresului de sâmbătă vorbim. Iohannis, nu, care-i peste tot, domnul Orban... Care trage toate sporile. Toată istoria României s-a oprit din cauza acestui congres. Adică mie mi se pare, noi, vorba aceea, intrăm într-o pandemie din asta dărâmătoare pentru populația României, iar primul ministru, azi am aflat, l-a demis pe o persoană care mie mi s-a părut excepțională în poziția respectivă, pe comisarul șef al Gărzii de Mediu, pe domnul Berceanu. Dacă era un serist... Și cu cine, și cu cine l-a înlocuit? Nici nu știu, nici mă cu băiatul unui primar PNL din Călăraș, băiatul care s-a ocupat cu silvicultura la firma lui Tasu. Păi silvicultura știm și noi așa de la liceu ceva. Eu înțeleg, bun. Trebuie să scoată USR-ul. Doamna, am văzut adineauri, dar înlocuiește cu cineva ca lumea. Poți să mai aștepți până se reglează un pic situația, până găsești un om potrivit? Bun, la mediu nu avea nicio legătură cu situația, dar da, la casa de asigurări acolo se poate. Nu, dar de la ce weekend a fost la Vamă, azi că weekendul care a fost acum, celălalt mai merge la mare. O fi o încercăm, sugestie? Încercăm și noi. O fi o sugestie că în general nu cred că mai merge. Încercăm și noi săptămâna viitoare. Ați venit în Vamă! Da, dar vreau să fie mai relaxat. E ok. Cum a fost? Foarte bine. Da, mă zic, dar trebuie puțin. Mulțumesc. Veți mai rămâne în Vamă? Mai stau puțin, dar sunt în zonă toată ziua. Da. E o zi frumoasă, chiar dacă e săptămâna. Exact, exact. Mulțumesc mult de tot. E în target, domnul Cățu. Superman. Nu prea are curaj să iasă cu lumea în... Dar nu s-a dus la Eforie Nord sau la Vama Ia. Nu, dar Vama e. Da. N-are curaj să dea ochii cu lumea. Aici este o mare problemă. Și nici Iohannis. Mm-hmm. Corect. Să observați de ce spune. Lăsați-l pe Iohannis. De ce nu s-a dus în Vama Veche sâmbătă? Da, într-o zi de... Deci eu vă spun. Nu era, nimeni n-are nimic cu nimeni. În Vama Veche... Tot pe zi? Păi nu, te ia numai la bătaie. Nu face clubbing, adică... Nu pe zi, te duci seara. Dar nu faci clubbing, doar te duci. Dai mâna cu lumea. Lumea te poate spune. Unii te recunoaște sau nu te recunoaște. Dar trebuie să-ți asumi că ești persoană ești publică. Ești o persoană publică. Dar așa poate nici nu-l recunosc. Așa te duci cu Vâlceanu care... Vâlceanu... Yes! Yes, man! Da? În afară de ei. Da, sunt și nu de acord cu neastră, că nu o fi câțul Loredana Groza să facă băi de mulțime în Vama. Adică... Nu, dar știți care e problema? Sfidarea cea mai mare la adresa colegilor lui de partid este că nici el, nici Vâlceanu n-au fost la... ședința TNL, Tineretul Național Liberal. Adică măcar puteai să înțelegi că, hai, că e o chestiune și mă duc și la ședința respectivă. Ați fi dat-o chiar pe propria susținătoare, pe doamna Mareș. Regina Cartofilor. Nu, este rupt. Și Cățu este rupt de tot ce îl înseamnă copiază contextul. Copiază pe Iohannis. Pe interesează un singur lucru.
Fiecare zi la butoare înseamnă niște bani. Pentru cine înseamnă niște bani, rămâne de văzut. Sursele ne spun cam pentru cine, dar o să ne mai întoarcem, vorbim despre congresul PNL-ului. Vorbim imediat despre interviu bombă dat prietenei sale, fostei sale consiliere, de domnul Dragnea. Am îndurat trei ore aseară. Dar stați un pic. Întâi, la rând, e protest acum live, domnul George Simion. Aurul, știți că a intrat de azi în grevă parlamentară. Sfânt. Și duce greva parlamentară în stradă, în fața guvernului Câțu. Hai să-l vedem un pic pe domnul Simion. La toată lumea, la toți românii, și de asta o să vă rog să-l dați mai departe. Plouă aici. Noi am venit din Parlament, unde am început greva parlamentară, și mergem până la capăt cu acțiunile noastre de protest. Nu mai este timp de stat, nu mai este timp de așteptat, nu mai este timp de tolerat și de înghițit mizeriile pe care ni le servesc alții. Și de asta e momentul să venim cu toții la București, e momentul să fim mulți. Foarte, foarte mulți. De aceea, de aici, din ploiosul București, un mesaj pentru toți românii adevărați care s-au săturat de restricții, care s-au săturat de facturile de la gaze, de la curent, de la energie. Haideți să ne unim. E acum ori niciodată. E momentul să strângem rândurile și e momentul să facem dreptate pentru România. Mama mia! A adunat totuși George Simion, cei de la AUR, ceva lume în... Da, plouă afară, 50-60 de ani. Acum, până când George Simion și celălalt copreședinte târziu nu vor înțelege un lucru, nu vor avea tracțiune. Pentru că sunt păcăriți chiar de propriilor consultanți. Dacă citeau niște studii recente referitoare la starea națiunii, să zic așa, ar fi văzut că românii s-au săturat de circ, pentru că, spunea și doamna Tatoiu, ce face George Simion, făcea USR-ul în anii trecuți. Și vor soluții. Deci e bun circul, nu zic nu. Adică ar putea avea tracțiune Simion, dar trebuie să și zică, noi ne-am strâns, facem grevă, dar vrem asta, uite ce soluții avem. Sunt parlamentari, n-au depus un proiect de lege pentru facturile românilor, n-au produs o soluție economică. Au depus o moțiune. O moțiune, da. În care spun de astea, deci, treburi de astea. Vă spun un fel ca sfat pentru ei, dacă vor da, să adică nu soluții se concrete, circa. Da, n-au. Pentru că românii se satură repede de circ. Românii vor să pună ceva pe masă. Sunt doar să curioși românii, pentru că într-o oră de când soluție. A postat filmulețul ăsta, într-o oră doar, da. Când am început noi emisiunea, 50.000 de oameni s-au uitat pe Facebook la George Simion. Bun, doar curioși. Se uită de curiozitate, până la urmă, nu? Numărul lor de votanți se încadrează undeva la 900.000 de oameni din toată România plus diaspora. Deci nu ne miră că au 50.000. Problema este că la un moment dat ei nu pot forma masa critică prin care ei speră să conducă România. Nu vor conduce. N-au nici oameni specialiști în domenii și n-au nici soluții. Și dacă se aliază dacă cu partidul domnului Dragnea și a domnului Codrin Ștefănescu, nou înființat, anunțat... Credeți că PSD-ul va accepta vreodată ca unul sau doi oameni din AUR să le ia niște funcții? Nu, niciodată. Ei, au acceptat de la partidul domnului Voiculescu. Au acceptat problemă. De la partidul ALDE. Partidul domnului Voiculescu întotdeauna a stat în sprijinul PSD-ului, deci nu e o noutate. Răspundeți-mi, vă rog, la această niciun întrebare. Niciun partid nu va putea nu rupe din răspund, PSD. Da. Și apoi îl vedem pe domnul Dragnea. O să citiți, vă rog să vă uitați, dacă mai aveți răbdarea să revedeți cele trei ore de aseară. Mesajul domnului Dragnea, cu tot respectul, este un mesaj care se adresează electoratului AUR. Exact. Iar... Așa e. Din ceea ce am putut să-mi dau seama, evident, vom vedea că poate programul va fi cu totul diferit decât mesajul transmis în prima fază a seară, este că la momentul acesta se încearcă ca ceea ce a semnat AUR pentru o anumită conjunctură să se mute într-un nou partid care ar putea fi promovat de domnul Dragnea. Din perspectiva atracțiunii și adunării masei critice, vă spun că lucrurile sunt puțin mai complicate. Și iară mă întorc la aceste studii. Românii s-au săturat de circ. Cine își mai închipuie că în țara asta, dacă doar faci demolări de genul domnul Bucur e securist, eu sunt alb, dar eu am stat cu domnul Bucur când eram cu doamna Tatoiu, șeful securiștilor și așa,
Nu ține. De ce românii ziceți că vor... nu ține? Că nu, românii se uită la subiectele astea tabu. Da, merg, tabloid. Domnul Băsescu au vorbit despre asta. Și românii au ajuns la un grad de exasperare. Exact. Despre povești, încât vor și soluții. Eu, adică, nu o spun cu rea... Bun, domnul Căciu, dacă Iohannis e un dictator, cum zice Dragnea, asta interesează pe români? Este, dar nu e dictator în sensul ăla. Este mănușa unui dictator. Hai să vedem nuanța domnului Dragnea. Nu el e dictatorul. Nu suntem, el e o mănușă. Știți, 3 ore să te uiți la un interviu, n-am făcut-o. Am stat-o eu, am stat aseară. Am băut o sticlă. Ați avut de curățat cartofi, de făcut vreo pizza, de 3 ore să te uiți la un interviu, să dați, care e o taclală, iertați-mă, e cu o prietenă. Și adică, cu toată prietenia și tot respectul pentru domnul Dragnea. Dom'le, dumneata câștigi alegerile. Între Băneasa și Chiselev, faci 10 minute cu mașina. Mai cum să fie atât de apropiată relația ta cu domnul Dâncu și cu securiștii lui domnul Dâncu, încât tu în loc să te duci la partid, să începi să faci guvernul, să te gândești, tu treci în timp pe la domnul Dâncu și mai și povestești. Ajungem și acolo, hai să vedem acuzația că domnul Iohannis e dita-i dictatorul. PSD-ul este predat total la Iohannis de către actuala conducere. PSD-ul e complice prin acțiunile conducerii la jaful național care se întâmplă în România de aproape 2 ani de zile. Ce este acum în România este o dictatură a lui Iohannis. E vizibilă cu ochiul liber pentru orice om informat și de bună credință și care are puterea să creadă asta, chiar dacă a votat cu el sau a votat cu cei de la guvernare. Și se manifestă în felul ăsta. Există această structură de guvernare în care, mă rog, coordonată de Iohannis, ajutată de PSD, da, coordonat și el de Iohannis, care au câteva obiective majore. Primul obiectiv, pentru că datorită sau din cauza, adică pentru noi din cauza, pentru ei datorită, datorită căruia ei în continuare sunt protejați, și anume să predea România, cum să spun, bucată cu bucată, companie cu companie, teren cu teren, firmă cu firmă, domeniu cu domeniu. Domnul Iohannis, domnul dictator Iohannis, care este rău suprem în această arhitectură. Și lui este teamă că după ce nu va mai fi președinte, leagă. Comentarii? Cum întreabă la CNN, any comments? Eu nu cred că e frică. Domnul Dragnea era acuzat. Cât de arogant este, nu e frică. El se referă la faptul că domnul în cauză, că Iohannis i-ar fi frică. Bun, dar nu e Dragnea. Aroganța demonstrează că nu e așa. Da, tatoiu, nu e o oglindă pe care Dragnea o are în față și îl vede pe Iohannis cum era el însuși cu 2 ani înainte de a face pârnaie? Curioasă ca pisica, ca și doamna Tatoiu. Mie mi s-a părut o emisiune slabă. Adică eu mă așteptam, personal, ca Liviu Dragnea ieșit din pușcărie să fie un om mult mai puternic. Acum, în acest interviu de ieri, ne-a servit aceleași gogoși cu dragostea lor față de țară. E puternic și dacă ai bani. Domnul Dragnea, ce că trăiește din mila nevestei sau concubinei, a copiilor. Iertați-mă, domnul Dragnea are bani. Deci problema aceea cu întrebarea din ce trăiți acum și a zis că îl mai ajută și copiii și cu ce are și Irina și nu știu ce. Domnul Dragnea, la altă întrebare, a răspuns: pe eu în 91 aveam deja un hotel, nu știu câte angrouri, nu știu câte apartamente. Nu? Deci, din ce trăia domnul Dragnea, din speculă, a uitat să a menționeze afaceri cu statul, dacă avea ca președinte al Consiliului Județ. Mai știu și un președinte de țară care din Bișnița a avut avere. Deci, iertați-mă, mie mi s-a părut că a apărut același Liviu Dragnea, corupt, nu un politician de marcă, adică nu un bărbat de stat. Eu duc lipsa în această țară, în România, de bărbați de stat, adică de lideri politici adevărați. De asta eu l-am apreciat pe Traian Băsescu, pentru că Traian Băsescu tot ce a făcut și-a asumat, cu bune și cu rele. Chiar să zic o răutate, luați-l acasă. Doamne, nu știu dacă vine. După ce îi vine sentința, să-l luați acasă. Acum e expirat. Deci atunci era... Nu, e europarlamentar. Haideți cu metafore. Alea-s liniile moarte. Nu, doamna Lalu, eu m-am uitat 3 ore cu creionul,
ca pisica. Eu n-am notat. Dar nu, cu creionul, eu scriu. Eu așa am învățat. Eu nu pot să scriu pe calculator. Cu creionul. În momentul în care eu am realizat următorul lucru, că el este la mâna lui Codrin Ștefănescu. Eu sunt foarte tolerantă. Mie îmi plac oamenii cu alte viziuni decât ale mele, dar să fie cu caracter. Tu să vii să spui că nu eu am făcut partidul, l-a făcut Codrin și cu niște oameni de-a lui. Da, pentru că el n-are voie, doamnă. Nu. Și deci, dacă Codrin Ștefănescu este post România Mare, nu? Da, sigur. Post PSD, care, post de toate. Despre care există suspiciuni rezonabile în toate colțurile, da? De ce spuneți că e la mâna lui? Asta zic și eu. Păi nu mai are capacitățile la el, Dragnea. Să fie el port drapelul tău. Și după ce am văzut, am mai văzut o chestie. Că azi m-am uitat. Cum a fost când a intrat în sediu acolo. Cum îl așteptau, cu pancarte. Deci femei ca la cum erau alea organizate de Vanghelie cu pensionarii pe la Cotroceni. Aia ce v-a spus? Ce v-a spus treaba aia? Mi-a spus următorul lucru. E slab. Că este doar o păpușă în mâna unor oameni care au pierdut puterea în PSD. PSD-ul s-a prins de treaba asta. Hai să vedem reacția PSD-ului. Da, domnul Radu Oprea. Deci a fost penibil. Care spune că nu interesează chestiunea Dragnea. O vedea dacă e așa. Imediat comentariul domnul Oprea. N-are nicio legătură cu niciun om din PSD? Sau? Nu, că n-am înțeles. Da, da, da. După ce dă... Da. Primul lucru pe care l-a spune este faptul că am câștigat alegerile. Așa că suntem atât de predați către oricare altă instituție, încât le-am făcut în ciudă și i-am bătut de i-am snopit. Adică am câștigat alegerile. Și promitem, noi cei de la PSD, că o să facem la fel și data viitoare. O să câștigăm alegerile. Simțiți influența serviciilor secrete în politică și în PSD? Eu personal nu. Și n-ați simțit-o niciodată? Nu. Nu ați fost influențat în nicio decizie pe care a trebuit să o luați la un moment dat de niște persoane din afara partidului? Politic, nu, niciodată. Sigur că Liviu Dragnea a fost președintele PSD. Nu simțim astăzi că a trecut printr-o suferință totuși. A fost într-o zonă pe care dumnealui a descris-o ca un iad. Din punctul acesta de vedere, înțelegem suferința prin care a trecut. Îi urăm foarte multă sănătate. Puțină modestie din partea PSD-știlor. Poate ne explicați, doamna Tatoiu, că doar ce l-am auzit pe Radu Oprea. Dar vreau să mă uit la o altă declarație și imediat comentariul noastră a domnului Dragnea despre brațul înarmat al președintelui Iohannis, numit Pahonțu. Declarația. Problema nu judecători în România sau procurori. Problema este această structură ocultă, nenorocită, care a fost condusă de Florian Coldea până în momentul în care l-au demis și care a fost preluată și condusă și astăzi cu mână foarte de Pahonțu în numele lui Iohannis. Toată această structură care, cum să spun, are acțiuni nu numai neconstituționale și nelegale, noi vorbim de acțiuni care cred că pot îmbrăca forma trădării naționale. Pahonțu duce ordinele, cererile să se întâmple lucruri. Dar cine dă ordinele? Iohannis. Ce dovezi aveți? Sursele. Sursele sunt discuțiile pe care le-am avut de-a lungul anilor cu Florian Coldea, cu George Maior, cu Vasile Dâncu, cu Victor Ponta, cu Sebastian Ghiță. Adică am auzit cu urechile mele discuții telefonice între Coldea sau Maior și procurori. Cum îi presau, cum dădeau ordine, cum trimiteau practic la parchet, adică vorbim rechizitorii. Țintele umane erau de câteva categorii. În primul rând, liderii politici care aveau, sigur, altă opinie decât a lor sau care erau considerați de ei ca, mă rog, cât de cât patrioți așa și mai greu de stăpânit.
și care puteau și strânge o anumită masă critică într-o anumită zonă. Lideri de opinie care puteau deveni periculoși având un potențial de creștere. Unul de care mi-aduc aminte acum este Gigi Becali. Gigi Becali enerva foarte mult pentru că început să se devină destul de... prea popular. Popular. Patronii cluburilor de fotbal, pe care ei considerau foarte periculoși. De ce? Pentru că dacă fotbalul se dezvolta, acolo veneau oameni, galerii, oameni din presă. Ce cu minte erai când erai la Milan? Oameni din presă, oameni care au puncte de vedere bine articulate și care sunt curajoși și care pun întrebări. Nu neapărat care pun sentințe. Patron de presă. Patron de presă. Mi-aduc aminte chiar și de Gică Popescu. Gică Popescu, un om pe care eu respect enorm, care practic era emblema României, el a fost condamnat și dus la închisoare ca să nu câștige Federația de Fotbal. Toată lumea stă la masă cu statul paralel, dar ani de zile am auzit această teorie. Ce e nou acum? Nu e teorie. Haideți să fim serioși. Nu poți să lași unul la butonul roșu dacă nu-l verifici și dacă o fi vreun nebun care apasă pe butonul roșu. E teoria în sensul că domnul Coldea e fantomă, iar îl invocă, iar îl face erou național. Că sunt niște mai multe lucruri și dacă eu sunt un pic dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat aseară, este pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul în care tu vrei să faci ceva, nu te întorci la trecut. Oamenii n-au nevoie de trecut, exact. Știu trecutul. Tu trebuie să le dai microfonul soluția, mai aproape, vă rog. Să le dai soluția pentru prezent și viitor. Dacă lansezi un partid, vii cu situația respectivă, vii cu soluțiile, noi vom face. Dacă vei fi întrebat, eventual vei avea o reacție, da, o cunoșteam pe doamna Tatoiu că am stat în sufragerie. Păi, din păcate, eu, dacă aș fi fost consultatul lui... Ne-a anunțat ideologia noului partid. Așa, adică, nici măcar ideologia. Vă dau un exemplu. Fără securiști. Nu degeaba se zice că mințile luminate discută idei, mințile mediocre discută evenimente și mințile mici discută oameni. Mărunte. Da? E, nu te apuci să faci. Eu așa aș fi făcut, dar aș fi consiliat, aș fi zis, domnul, veniți cu un nou proiect. Trecem peste. Alexandrescu, trecem peste. Consilierul lui Dragnea. Realitatea, în schimb, este că a fost o perioadă în România în care lucrurile așa au funcționat. Nu e vorba că au fost PSD-și luați. Au fost și peneliști, și pedeliști, și Madame Udrea, și cine vreți dumneavoastră, totul era... Se scotea scheletul sau dosarul care stătea de vreo 10 ani la TNA, te luau și așa. Te ridicau pentru că trebuia să... Un alt lucru pe care eu nu-l văd... Venim în actualitate, poate și la domnul Cățin, la fel. Nu-l văd fer și am reproșat anul trecut, dacă țineți minte, domnul Ponta era într-o exuberanță așa și începuse la fel să-și aducă dânsul aminte și să vorbească de toți din PSD. Noi, ai fost președintele partidului. Ce se întâmplă în Vegas, să rămâne în Vegas... Exact, n-ai acționat atunci. Asta e lipsă de caracter și de educație. Da? Adică sunt niște lucruri care nu le văd bune pentru, nici pentru dânsul, nici pentru partid. Dar vă spun, nu e asta problema. N-are nicio legătură, că doamna Tatoiu spunea că e făcută chestia asta ca să rupă din PSD. Nu o să rupă, rupe din aur. Din aur, pentru da. Că să nu uitați, aurul s-a născut ca să rupă din USR. Da, și s-a născut ca o și variantă la pentru PRM. Pentru că n-a putut și... să rupă destul din USR, deși la diaspora a rupt masiv din USR. Da. Au fost sacrificate două partide pentru aur. PMP-ul și Pro-România. Bun, ca dacă să domnul, câștige dacă locul în Parlament prin redistribuire. Vorbește și ne amintește de domnul Coldea. Vorbim și noi un pic de domnul Coldea. Că de domnul Coldea s-a speculat păi domnul că ar fi cu USR-ul, că ar fi la sorginte. Este creația domnului Băsescu. Aici e altă greșeală. Că se spune de Pahonțu. Da, domnule, și Pahonțu e magnific. Dar la momentul ăsta USR-ul a ieșit de la guvernare nu pentru că a vrut Pahonțu, ci pentru că a vrut Coldea. De ce nu spunem toate realitățile? Coltea a dispărut din oculta României. Nu e numai Pahonțu. Nu, domne. Deci USR-ul, când a făcut mișcarea de ieșire de la guvernare, a făcut-o la sugestia directă sau prin interpuși a domnului Coltea. Să nu ne ascundem. Sunt perfect de acord. Dacă vreți, luați pe unde a fost și cu cine am rămas în aceea sufragerie. Toți liderii ăștia politici grei ai zilei știu cum merg lucrurile. Eu când am auzit, el s-a dus... la raport, deci cea mai bună dovadă că ea considerau că
succesul e al lor și ei hotărăsc pe cine pun prim-ministru și că ăsta, Dragnea, era un fel de hop amintit. Nu mi-am propus, dar mai difuzăm o bucățică din Dragnea. Chiar vreau să merg la domnul Orban, care face pe deontologul, doamna Lalu. Zice, fără servicii, pe nicăieri, nici în media, nici în politică. Imediat la domnul Orban. Dar, regia, Cătălina, te rog, mai dă-ne Dragnea odată cu sufrageria 2, știi tu. Povestea cu domnul Dâncu, dacă e gata. Haideți. M-a sunat Vasile, m-a rugat să trec la el și am trecut pentru că Vasile Dâncu chiar ne-a ajutat în 2016 în campanie cu niște idei foarte bune. Acolo era Helvig și Coldea. Erau Helvig și Coldea. I-am salutat, mă rog, m-au felicitat. Mă rog, asta e, îmi pare rău pentru voi. Am ciocnit un pahar. Vezi, Doamne, pentru victoria în alegeri. După care am început așa o discuție foarte ciudată despre cine va fi primul ministru. Am stat câteva ore la acea discuție. Fiind întrebat de și de Helvig și de Coldea, de ce nu-l propun și nu-l susțin pe Vasile Dâncu prim-ministru. Fiindcă sincer, nici nu m-am gândit și nici nu cred că era nici locul, nici atmosfera în care să discutăm așa ceva. Discuția a degenerat. Adică degeaba votează românii, că decid doi adică oameni. Adică discuția a degenerat foarte urât, foarte urât. A fost o ceartă foarte urâtă, undeva la 2-3 dimineața, dacă nu mai târziu am plecat. Era singura șansă ca să fiu și să fim lăsați în pace este să fie un premier pe care îl agrează Iohannis și ei. A doua zi, la ora 12, Helvig a venit la mine acasă. A venit și cu mâncare în sufertaș să mâncăm împreună. Încercând să-mi spună că, de fapt, să nu se înțeleagă greșit discuția de azi noapte și în sfârșit. După care mi-a spus că merge la Iohannis să-l convingă să ne vedem. Eu ne cerându-i lucrul ăsta, întâmplarea asta, pentru că e definitorie pentru modul în care au înțeles și înțeleg în continuare să lucreze. Ați văzut, da, tălmăciți-ne. Dacă suntem în serialul La Bloc, a venit șeful SRI-ului cu sufertașul sau... Da, românilor, nouă ne plac telenovelele. Haideți, domnule Bucu, că a fost penibil. Concluzia mea, după ce am stat 3 ore masochistă fiind și să mă uit la... Așa. Așteptând și eu ca doamna Lalu să se... Să măcar un vârf de ață să se deșire pe urmă restul. Concluzia este că aceia care îl sfătuiesc pe domnul ăsta ne consideră o națiune de voyeur. Ne face să ne uităm pe gaura cheii și să ne simțim bine când ne uităm la alții care... Haideți, doamna Lalu, spuneți, cum tălmăcim episodul ăsta cu sufrageria 2? Da, eu nu știu cât a putut să cadă în penibil Liviu Dragnea, care a fost un om politic până la un anumit moment extrem de puternic. Doamna Lalu, asta e altceva, că e penibil. Păi da, dar e penibil tot. Momentul ăsta ni-l explicăm, că are nevoie de explicații momentul ăsta. În primul rând, nu știu dacă este adevărat momentul, deci dați-mi voie să mă îndoiesc de ce povestește domnul Liviu Dragnea. Doi, dai niște povestiri și niște detalii din astea cu sufertașul care vine să-ți aducă de mâncare, să mâncăm împreună. Adică, nu că e La Bloc, La Bloc era un serial poate mai reușit, așa, mai adaptat la realitate. V-am zis bine, până astea turcești mai vezi faze. Nu, cele turcești sunt foarte bune și femeile super. Alea din Brazil. Dar nu, asta e problema. Asta dovedește, adică acel interviu de aseară, mie cel puțin ca cetățean alegător, îmi dovedește că Liviu Dragnea, din punct de vedere politic, e terminat. Deci nu mai este om politic. Și am ființat acest partid prin mâna lungă și acaparatoare a lui Codrin Ștefănescu. Bun, va lua de la aur, pentru că este de o anumită... Dar nu ne interesează viitorul politic al domnului Dragnea. Este și mâna lui Vanghelie acolo. Nu interesează viitorul politic. Ce v-ar interesa? Da, ca să știm păi m-ar interesa treaba asta cu serviciile. De exemplu, domnul Orban... De ce nu în 21 decembrie sau pe 12, că bănuiesc că întâlnirea a avut pe 11 seara loc, că au fost alegeri și în 11 noaptea așa. N-a ieșit domnul Dragnea să spună aseară... M-am întâlnit. Am fost supus la tortură din partea domnului Helvig, care vrea să-mi impună un premier. În rest e poezie. Da, corect.
Pentru că noi nu e serial, să nu, dar nu, dacă ar fi avut... Eu consider, da, este trist că s-a întâmplat așa, am tot respectul pentru, eu apreciez partea bună a domnului Dragnea, nu ce s-a întâmplat aseară și chestiunile astea de culise, dar nu poți să fii cu ele după atâta timp, timp în care ai stat cu el. Păi n-a avut omul cum să le spună, da? A adică încercat un interviu și și-a luat iertați-mă, dar când era, la... când era om puternic... Pentru mine nu contează în momentul ăsta decât să avem soluții, într-o formă sau alta, indiferent de cine, cum este politician, să ne fie mai bine. Hai să traducem. Pentru că știm în ce ar trebui. Ziceți, știm în ce ar trebui. Ascult, haideți să traducem așa. Ați văzut alea cu Me Too, toate starletele de la Hollywood, la 20-30 de ani după ce au fost agresate sexual de nu știu cine, au venit să plângă în fața, băi de mine, m-a agresat. Dar de ce n-au spus atunci? O spun după ce au făcut milioane? Dar să zicem că n-aveau putere atunci. A spus un lucru. A băgat-o pe doamna Firea un pic așa într-o situație așa. De... cum să vă zic? Ingrată. Doamna Firea e departe de treaba asta așa. În serviciile. Doamne, asta a zis, nu? Dom'le, 4 ani de zile am auzit-o pe femeia aceasta, doamna aceasta, plângându-se de relația cu domnul Dragnea. Când a fost primar... 2 sau 3 ani, da. Că nu primea bani, că nu știu ce, că mandatul e pericol. Adică sunt niște chestiuni. Nu vreau să intru. Da, mi se pare cu ne puneți în situația de a comenta niște lucruri. Dar care nu vă roagă nimeni să comentați. Eu mă uit la interviul ăsta. Nu comentați dacă nu vreți. Problema mea este cum identifică domnul Ludovic Orban imixtiunea serviciilor secrete, că asta e tema recurentă a interviului domnului Dragnea. În domeniile... Domnul Orban a descoperit serviciile secrete. Păi asta zic, hai să-l vedem pe deontologul. Domnul Orban, care are informare legată de domnul Câțu și de posibilă apartenență a Sașa domnului Izar la un anumit serviciu. Acum se descoperă și domnul Mie Orban. Mie mi se pare deontologie pură, domnul Lalu. Îl vedem și comentăm. Partidele politice trebuie să fie foarte atente la orice fel de interferență a unor entități care practic, și când vorbesc de servicii, vorbesc numai de servicii interne, vorbesc și de servicii externe, pentru că se știe că întotdeauna există acțiuni care sunt mai puțin vizibile, care pot să afecteze deciziile în statul român. Este foarte greu să demonstrezi dacă există vreo intervenție din partea unui serviciu de informații, pentru că, de regulă, acțiunile pe care le desfășoară serviciile de informații nu se desfășoară la vedere. Se desfășoară, ca să spun așa, în zona invizibilă. Pe de altă parte, să știți că sunt o serie de lucruri care s-au întâmplat în această campanie care mi-au pus serioase semne de întrebare. Simțiți însă că președintele ar fi de altă părere și ar folosi pârghile pe care le are, nu, poate inclusiv relația cu serviciile de informații, pentru a impune un președinte la PNL? Nu am discutat niciodată subiectul ăsta cu președintele. Acum îmi puneți întrebare legată de alegerea președinției PNL? Da. Președintelui PNL sau președintelui României în 2024? Nu, președintelui PNL. Eu vreau să cred că nu a făcut lucrul ăsta și sper să nu fi făcut lucrul ăsta, pentru că în ceea ce mă privește pe mine, eu am avut o colaborare exemplară. Eu am avut o colaborare exemplară cu președintele României, iar singurul parteneriat pe care l-a avut cu un președinte al Partidului Național Liberal, care a avut succese remarcabile atât pentru partid cât și pentru România, a fost parteneriatul cu Ludovic Orban ca președinte al PNL. Iar în ceea ce privește speculațiile și tot felul de strâmbe care sunt băgate de oponenți, după ce voi câștiga alegerile din 25 septembrie, evident că voi continua parteneriatul cu președintele României. Mai avem sigur, comentăm, dacă doriți. Ce comentăm? Da, nu știu. Partidele trebuie să fie... Nici Orban nu merită să câștige PNL-ul. Nici Orban. Păi da, sunt doar doi candidați. Iohannis, nicio problemă. Iohannis îl câștigă pe următorii 3 ani. Vreau să ne uităm la ultimul sondaj. E adevărat, e comandat de PSD. Apropo de cine câștigă și care cum stă. PSD, o altă informație, va depune propria moțiune de cenzură. Ne uităm la sondaj. PSD-ul defilează cu flori la pălărie. Chiar și înainte de congres. Dar nu normal, e matematic. Congres. Hai, vă rog, dați sondajul. 37% cât are? Aproape. 37%. Era previzibil? Dar era normal. Dacă eu am zis că eu în viața mea n-am votat cu PSD-ul, eu o să votez cu PSD-ul, că eu cu ăștia nu mai pot să votez. Ia uitați aici. Dacă 36, eu am ajuns așa. 36, PNL-ul cade sub 20, Aurul 14, USR Plus, chiar dacă declarativ că nu mai negociază nimic ăștia de la USR Plus, nu, zic că fac opoziție. Cad 11%. Uite de dacă unde duminica o să... viitoare din ăștia 14% vrea să ia partid ăsta. Domnul Codrin Ștefănescu. APP-ul. Hai să vedem următorul slide.
Care e principala noastră îngrijorare? Creșterea prețurilor, domnul Căciu, 36%. Învățământul online, că se închide în 2 săptămâni. Criza, 14%. Cam și domnul Iohannis la fel e interesat de treburile astea. Valul 4 al pandemiei, 13%. Deci prețurile... Stai, dacă adun 8% scăderea puterii de cumpărare cu creșterea prețurilor, te duci în 44%. Mult! Corupția îi doare în codes. E o radiografie ofrescă a societății noastre acum? Da, lumea este îngrijorată pe zona aceasta economică. Oricum ai lua-o, asta este chestiunea. Când ai predictibilitate, lucrurile sunt în cădere liberă și atunci normal să te duci. Nu te mai interesează nici educația, nu te mai interesează nici sănătatea. Stai să scapi acum de facturi. E normal. Dacă nimeni și de ce, domnul Iohannis, se inversează scara preocupărilor? Poate nu-i așa. Pasă. De ce ne dă cu golful? De ce poate ne dă nu-i cu pasă. Poate de ce nu-i ne pasă. Dă cu Green Deal-ul? Doamna tocmai tatăl. Pentru ca să vorbim despre aroganța lui și să nu să ne vărsăm frustrarea niște glume pe teama golfului, în loc să ne bălim la Ministerul Economiei peste domnul Popescu. Sa și foarte vanitos, eu nu cred că ar vrea să aici vedem de la știți că are dreptate, doamna are dreptate, doamna Tatoiu, după cum vedeți în această emisiune, noi am discutat cam jumătate despre domnul ne-am Iohannis, indignat, domnul Căciu. Despre domnul Dragnea, despre... Deci noi ne-am discutat despre situația reală a României decât în prima parte când am discutat despre pandemie. Vrem, nu vrem, ei ne generează o agendă publică care nu are legătură cu preocupările române. Și cu realitatea, și cu realitatea, da. Dar are legătură cu apetitul nostru de bârfă. Da, de... Bine, am văzut acum o chestie apropo de miniștri. Vreau să vă spun un lucru legat de acest... Vă dați seama că suntem în anul 2021. La... Sfârșit. Mai puțin de un an de la alegeri. În contextul în care nu se fac greșeli, ceea ce vedeți dumneavoastră acolo la PSD, va fi peste 50. Dacă știe să... Dragnea a mai reușit să se implice. Asta. Nu, a reușit doar 40. Și fără precedent. Da, dar dacă știe, cum să gestioneze această criză și următoarele. De ce? Lumea se așteaptă că PSD-ul trebuie să ia guvernarea. Eu nu cred în momentul acesta. Moment greu. Nu. Are cum să rezolve posibil... Bine, nimeni nu poate să rezolve... Cu erodările de rigoare. Da, nimeni nu poate să rezolve lucrurile ca bagheta lui Merlin. Adică nu vă închipuiți că gata, vine cineva și de mâine se schimbă. Da, partea de finanțe o poate susține. Nu, dar problema e următoare. Lumea se va convinge vreodată de valoarea PSD-ului dacă rezolvă problema? Nu. Pentru că a fost domnul Dragnea înainte cu programul de guvernare. Bunăstarea, puterea de cumpărare a crescut cu vreo 30%, au crescut, mă rog, și partea socială, au mai crescut și randamentele la companii. Și ce să vedeți, era piața Victoriei plină de toată lumea, zicea, nu mai vrem asta. Era corupția care acum e la 3%, era sus. Lumea trebuie să convingă. Eu vă, știți cum e cu vorbele acelea, că ți se urește cu binele. Îmi pare rău să spun asta, dar trăim în această realitate. Să ne convingem că este rău. Și după care să mergem și dar să... Dar știți care e pericolul? Alegem. Dar ne convingem în momentul în care se adună frustrarea și apare un partid de extremă stânga, masa de votanți se va duce, nu cu Dragnea, o să apară artizanii ăștia de numai care discutam noi. Generațiile sunt altfel, doamna Tatăl, nu mai sunt așa. Eu mă uit la generația mileniană. Sunt pragmatice. Nu mai merge să fii extremist în Europa de azi, în lumea de azi. Trebuie să fii cu soluții. Extremismul acesta, că de asta ziceam și de Simion, că dăm din gură și facem noi și tregem. Și... Doamne, dacă nu oferi soluții omului, oamenii au început să lucreze în corporații, trăiesc o viață mult mai pragmatică, mult mai realistă, trebuie să-i spui, da, cum? El zice, mă faci mai bine, cum? Vot de blam mai mare decât ăsta din partea corporatiștilor pentru faza cu golf cu domnul Iohannis, eu n-am văzut. Da, dar o să vină Iohannis și o să zică că trebuie să salvăm mediul și nu, o să vină o poză din America cu o partidă de golf, poate cu domnul Biden, nu știu. Haideți să... Dacă n-a doarme. Să mergem și acasă. Mulțumesc frumos, vine Mădălin Ionescu Show și mesajul pe Facebook de azi al Ambasadei Suediei despre președintele și ideile sale mărețe, Iohannis.